Bună ziua, dragii mei! Invitata mea de astăzi și-a ales un traseu pendulând între jurnalism și muzică. Nu prezintă știri și nici emisiunile pe care le realizează cântând, deși imaginația nu-i lipsește. Dar se aruncă asupra tuturor ariilor din mass media cu aceea seriozitate pe care o are dintotdeauna. Pe Loredana Mărăcine o știți în calitate de realizator al emisiunilor A7 TV. Bine ai venit, Loredana, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Cu drag. Dar pentru că viața bate filmul, așa spune gura lumii, iar Smart Life trebuie să bată orice, ne-am gândit să ne spui tu acum sub lupă așa evenimentele importante și poveștile frumoase ale vieții tale. Cum e, în primul rând, de partea cealaltă, așa, a întrebărilor? Ce să zic, este puțin emoționant atunci când ești luat în vizor, este adevărat. Nu e la fel de confortabil ca atunci când pui întrebările, exact. Este adevărat. Ce să zic despre mine? Părinții mei și-au dorit foarte mult să fac muzică. Da, pe mine asta m-a frapat în CV-ul tău și chiar asta am avut senzația că ai pendulat. Sunt sigură că îți plac amândouă la fel de mult. Atunci nu știam că îmi place muzica, e adevărat. Acum, la vârsta asta, îmi dau seama că a fost o decizie înțeleaptă și foarte bună a părinților mei, că m-au înscris la școala de arte, la liceul de artă și am făcut 12 ani muzică acolo. Foarte frumoasă perioada, foarte frumoși acei ani, după care mi-am dat seama că îmi doresc ceva diferit. N-aș fi vrut să fac conservatorul, da. Și nu mă vedeam, nu știu, cântând într-o orchestră, solist în niciun caz. Ai cântat și la instrumente? Da, am început să cânt la vioară. Din clasa a patra am schimbat instrumentul pentru că viola nu se putea studia la vârsta așa mică. Am trecut la violă, în paralel am început și pianul. Cei care nu studiau pian până în clasa a patra, pianul era complementar. Și ulterior, evident, am făcut și cor și canto, dar cele două instrumente, violă și pian, le-am făcut pe tot parcursul anilor. Mi-am dorit foarte mult să lucrez în jurnalism pentru că am colaborat cu un post de radio în Constanța. Mă dușa mea lucra acolo și m-a invitat într-o duminică să cânt la vioară. Cu emoții m-am dus, am cântat la vioară, mi s-a părut foarte interesant, fascinant. După aceea mi-a zis, vrei să zici și o poezie cu altă ocazie? Da, spun și o poezie. După care mi-a zis, hai că văd că îți place. Zice, nu vrei să colaborăm la o emisiune pentru copii duminica, să spui povești din taline naturii, parcă era. Ok, și cred că vreo 6 ani mă duceam în fiecare duminică și înregistram povestioare pentru copii. Radio pare desuet de multe ori, nu știu, parcă ne imaginăm filmele alea vechi în care se transmit știri, se iscă povești. Pe vremuri oamenii mai ascultau radio, acum e adevărat, nu prea se mai pune atât de mult accent, mai ales pe posturile nișate, mă refer, că era vorba de un post de radio nișat. Ulterior, facultatea, am venit la București, am făcut jurnalism, mi-am dorit foarte mult să lucrez în domeniu, după care am făcut și administrarea afacerilor. Erau pe secții cu publicitate și jurnalism? Sau erau, nu. Era relații publice, erau separat de noi, în ultimul an se specializau, dar primii 2 ani era la comun. După aceea am făcut facultate de business, în colaborare cu un fost prieten de-al meu, am zis să facem o facultate împreună. Și după ce am terminat facultatea... Deci ai totuși, de la viola ai ajuns la un spirit întreprinzător nemaipomenit, știi? Da. Nu s-ar zice că... Cred că aveam asta în sânge, de fapt. Părinții mei s-au privatizat din 91 și cu asta s-au tot ocupat. Tot felul de business-uri, tot felul de idei de afaceri au avut. Tata a fost pe partea asta foarte creativ. Cred că l-am moștenit. Nu mi-am dorit asta în viață și nici nu m-au îndemnat. Mi-au zis că timpul liber clar o să-mi lipsească și o să fie mult mai mare stres și mai bine mă angajez undeva pe bani mulți. Dar se pare că... Părinții, ce să spună? Să gândesc la binele copilului, nu pot să-l înhame la tras. Dar, așa a fost viața, că, nu știu, au apărut oportunitățile și efectiv am profitat de ele, să spun așa. Păi și cum ați zis? Ia, hai să facem noi o facultate. Da, la facultatea de business, așa, efectiv a fost o alegere de moment, să spun, mai mult, nu știu, emoțional, pentru că nu eram deloc pregătită pentru o facultate cu profil economic, pentru că eu în liceu am făcut matematică numai până în clasa 10-a,
După aceea la jurnalism... Da, forma clar, de umanism da, era... La jurnalism, cei 3 ani, nu am făcut deloc matematică și după aceea, dintr-o dată, să intru la o facultate cu profil a fost foarte greu. Da, da, e cu totul. Dar cu totul am făcut față și mi-a plăcut foarte mult și iată că după ce am terminat facultatea, am continuat cu masterul tot în jurnalism, a fost practic iubirea mea cea mare. Și acum cumva le îmbin pe toate. Ai făcut diverse școli de jurnalism post-universitare. Ce căutai de fapt? Adică sunt sigură că în fiecare dintre ele ai căutat altceva. Inițial când am început jurnalismul îmi doream foarte mult radio. După care mi-am dat seama că, nu știu, dacă ți s-a întâmplat să-ți asculți vocea, mi s-a părut că n-am vocea potrivită. Zic, parcă nu ar fi chiar de radio. Am cochetat cu presă scrisă, dar eu pot scrie doar atunci când simt. Dacă am deadline-uri, sunt stresată și nu pot face asta. Și atunci zic, ok, televiziune ar fi o chestie interesantă. Evident că m-a fascinat foarte tare ce vedeam la televizor, cum prezentau știri și tot felul de emisiuni. Da. Zic că așa ceva mi-ar plăcea. După care, într-adevăr, am făcut o școală de televiziune fix pentru asta. Mi-am dorit să prezint știri. Asta da, îmi doream da, eu în și acel ca, moment. Probabil ca să vezi cam pe unde te situezi, cam... Ce exact. Ar putea să-ți placă cu adevărat? Da, e adevărat că acolo am și moderat emisiuni, am făcut și muncă de teren și în postura de reporter am fost. Cel mai mult mi-a plăcut partea de știri, știri sportive în acel moment. Și a, deci am... te mai chem în emisiune. Da. Acum nu mai sunt la zi cu informațiile din sport, dar bine, doar de Simona Halep știu că e preferata știe, mea, da, așa toată lumea știe. Toată țara. Da, după aceea oportunitatea a fost în altă direcție, nu avea nicio legătură cu jurnalismul, în educație mai exact. Ajungem imediat. Și cam așa cât, încet, încet, cu pași mărunți, practic am reușit să realizez lucrurile pe care nu știam că mi le doresc. Te-ai vedea, de pildă, făcând divertisment într-o televiziune? Nu cred, nu știu. Sunt mai mult bazată pe lucrurile serioase, să spun așa. Și cel puțin ceea ce fac aici la A7 TV, asta m-a și motivat. Nu cred că aș putea să îmi bag nasul în viața oamenilor, să văd ultimele bârfe, ultimele chestii. La a doua școală de televiziune, la Intact, acolo am și fost propuși pentru efectiv. Angajare. Da, da, da. Am fost la Antena Star să vedem cum se desfășoară activitatea acolo și în redacție să vedem exact. Nu mi-a plăcut. Bine, puteam să mă angajez să știi, acolo. Adică este important să știi din toate domeniile, evident. Că asta este o meserie interdisciplinară. Da. Nu poți să zici da, da, da. Atât doar. Este adevărat că e bine să știi din toate, dar mi-am dat seama că aia nu-mi place. Clar. Da, când am da. Fost în redacție, ei chiar ne ofereau un job acolo dacă am fi dorit. Nu m-a atras absolut deloc să umblu după nu știu cine, cu silicoane și cu fustă scurtă, să văd ce culoare și-a mai făcut părul sau mai știu eu ce amanți mai are, habar n-am, deci nu, lucrurile astea. E mare lucru că spui nu-mi place și renunți la un job, de pildă, pentru care alții s-ar bate să ajungă. Cred că e vorba de principiu aici și poate și pentru că am avut de unde alege. Adică, oricum, eu aveam partea financiară acoperită cu ceea ce făceam în educație și atunci pentru mine a fost o chestiune de alegere strict ce-mi place. Adică, dacă tot fac ceva, să fie ceva da, cu plăcere. Da, da, da. Știi vorba aceea că dacă faci ceva ce-ți place, nu o să muncești nicio zi din viața exact. Ta. Exact așa am zis. Dacă îmi place un lucru, din tot sufletul să-l fac, să nu simt că lucrez. Facultatea de business te-a ajutat pe partea de antreprenoriat? E adevărat că în fiecare an din cei 3 am avut câte un proiect de final de an de business, un proiect de afacere. Ce să zic, cumva mi-a dat curajul și într-adevăr am putut să-mi fac calculele un pic mai ușor, să știu cam toate lucrurile pe care ar trebui să le am în vedere atunci când vreau să deschid o afacere. Să împaci foaia de hârtie în două, așa exact. Da, așa nu. Numai că să știi că cred că a fost și puțină inconștiență în acel moment, eram destul de tânără și... M-am dus eu la Registrul Comerțului, mi-am deschis firma singură, cu toate că în general se plătește o altă firmă să se ocupe de toate lucrurile da, astea. Da, da, sau da, eu am zis, gata, da. Nu vreau eu să fac asta. Și când am văzut că am putut să fac firma singură, zic, opa, asta e puțin. Hai că investiția e acum așa, m-am împrumutat la mama de niște bani pentru prima investiție și iată că lucrurile au căpătat amploare și chiar neașteptat, n-am avut atât de mare încredere, nu-mi dădeam seama ce o să fie și acum când privesc în urmă îmi dau seama că lucrurile au fost... Ce presupune, de fapt, business-ul? Eu, inițial, în București am învățat asta, era vorba de un program educațional adus din America.
Acolo este vorba de muzică predată copiilor preșcolari. Elemente muzicale, cum ar fi ritmul, dezvoltarea auzului muzical, genuri de muzică. Foarte strict interesant. Muzică sau ca doar și muzică. O terapie pentru copii bolnavi? Sau... Nu. Doar muzică. Efectiv, da. Dezvoltarea acestei laturi a copiilor. Aveau contact cu instrumente muzicale mai deosebite, să zic, nu vioară, pian și da, așa. Da. Lucruri o ușoare zornăitoare, clopoței, bețe să țină ritmul. Practic, în toate melodiile copiii trebuiau să învețe să țină ritmul și după aceea, pentru dezvoltarea auzului muzical, erau niște exerciții speciale. Vreo 2 ani am lucrat în București, în domeniu, mi-a plăcut extraordinar de mult și fiindcă în Constanța nu exista așa ceva, am zis, de ce nu? Și practic ăsta a fost pasul meu, că nu puteam face treaba asta în Constanța fără să am o firmă, trebuia să desfășor activitatea legal. Da. Și atunci am deschis firma și am început colaborarea cu grădinițe private în primă fază și făceam... muzică în limba engleză. Cântecele erau în limba engleză. Și te duceai tu sau aveai deja angajat? Nu, m-am dus eu. Tu ai fost primul tău angajat. Exact, m-am dus, am făcut demonstrații gratuite, sunam la grădinițe, mă duceam, prezentam, totul era perfect. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult, nu știu dacă a ținut neapărat de mine sau efectiv programul în sine, oricum este un program foarte bun, nu știu care dintre cele două a cântărit mai mult, nu m-a refuzat nimeni. Toți au acceptat să fac demonstrația gratuită și toți au semnat contract cu mine. E un mare vânt din pupă, da. Așa de prima dată și să iasă. Cu toate astea, n-am avut atât de mult curaj încât să încerc chiar peste tot. Am avut o lună de zile la dispoziție până la începerea anului școlar și am început colaborarea cu 5 grădinițe. Și încet, încet am căutat să angajez pe cineva, să-i fac un training, să poată să mă ajute. Cumva eu îmi doream, pentru că pentru activitate trebuia să mă mut la Constanța, eu iubind Bucureștiul, le-am zis, găsesc pe cineva, îi fac training, mă înlocuiește și mă întorc înapoi în București, în jumătate de an. Am stat vreo 4 ani în Constanța, pentru că de la nu an e chiar la an, întotdeauna cum ne programăm. Exact, de la an la an treaba asta s-a dezvoltat și cum? Oamenii au început să mă sune. O educatoare, un părinte, un director, foarte mulțumiți de activitate, cum se desfășoară și tot, au practic, dat Loredana, departe. Ce dă randament? Adică ce observ la copil ca și dezvoltare personală? Inițial puneam accent pe muzică, dar după primul an mi-am dat seama că e foarte importantă și partea de limbă străină, limba engleză mai exact, melodiile fiind în limba engleză. Și atunci am început încet, încet să pun accentul mai mult pe limba engleză. Acum, să zic, exclusiv punem accent pe limba engleză, ne folosim de cântecele, de melodii, pentru că doar prin joacă poți să înveți copilașii atât de mici. La o vârstă mică poți să-l așezi în bancă și să-i predai. Colaborăm cu copiii de la 2 ani, un an jumate, 2 ani, până la 6 ani. În perioada aceasta, joaca este cea mai importantă pentru ei și atunci, ok, hai să facem prin joacă. Ce observ? Că învață foarte ușor. Învață să țină ritmul, că asta încă am păstrat în cântecele pe care le facem, folosim instrumentele muzicale în continuare. Punem accent foarte mult pe comunicare de data aceasta, să punem întrebări, ei să știe să răspundă, să-și pună întrebări între ei și să răspundă. Am observat pași foarte mari de la an la an, cel puțin de la grupă mică spre grupă mijlocie se vede cu ochiul liber. Între grupă mijlocie și grupă mare nu e diferență, atât de bine de observat, dar oricum copiii se vede de la an la an că învață cât mai multe elemente și modul de predare este diferit și asta îi atrage. Te-a ajutat totuși muzica, adică nu cred că ai fi putut să faci așa ceva dacă n-aveai noțiunile bine puse la punct. Am 5 profesori angajați. 2 dintre ei nu au ureche muzicală și nu pot spune că îmi place foarte mult când îi aud cântând, dar am compensat treaba asta cu melodii pe care le cântă cu pozitiv. Este foarte importantă partea muzicală. Copiii, am văzut, am asistat la o oră, copiii își dau seama când cânți fals. Chiar dacă ei nu au educație muzicală, își dau seama că ceva nu sună bine. Da. Și partea asta muzicală pentru ei e interesantă, pentru că de multe ori am melodii pe care le cânt cu negativ, altele cu pozitiv, altele le cânt pur și simplu a capela, doar eu. Și ei spun, dar nu pui și melodia, că vrem să auzim și melodia. Sau au preferințe de anumite melodii, anumite ritmuri. Pentru ei este important acest aspect și... Mie mi se pare chiar că copiii sunt publicul cel mai avizat întotdeauna și mai ales că n-au absolut nicio problemă în a spune îmi place, nu-mi place, lasă-mă în pace că nu vreau să mai ascult. Să știi că îi ascultă melodii în mod obsesiv.
Dacă au o melodie preferată, nu se satură absolut deloc de ea. Părinții câteodată îmi spun, nu mai asta ascult, eu nu mai pot în mașină, acasă, peste tot numai asta ascult. Copilului îi place, n-ai ce să faci. Da, când s-o plictisi, s-o plictisi. Da. Așa este. Și am avut situații de la săptămână la săptămână, în principiu schimbăm temele pe care le discutăm și le învățăm și schimbăm și anumite melodii. Ei preferă o anumită melodie și o cer. Anumite melodii nu le agrează deloc, nu știu de ce, că sunt foarte interesante toate. Da, da. Dar anumite melodii nu-mi place asta, mai bine o pui pe cealaltă pe care am făcut-o. La fel de muzicale, și... la fel de și atractive versurile pentru ei. Da, da. Sunt preferințe. Deci preferințe. Cum ai stat 4 ani în Constanța, fără București? Ce să zic, n-am stat chiar fără București. În fiecare vineri veneam la București. Aveam o activitate aici cu tot așa o televiziune online, un an de zile acolo am colaborat și veneam vinerea în București, mă întorceam duminica. Prietenii îmi rămăseseră aici, eram legată sufletește de București, așadar numai pe timpul săptămânii cât făceam activitatea în grădiniță eram acolo, în weekenduri tot timpul în București. Acum s-a schimbat. Dacă ar fi acum să privești înapoi, ai face la fel? Sau ai alege doar una dintre ele? Pentru că e obositor până la urmă pendularea asta între... Recunosc că este obositor și m-a ajuns cumva din urmă tot stresul ăsta, numai că nu aș alege altceva. Este o satisfacție enormă partea de educație. Nu pot să-ți spun ce bucurie simt, oricât de supărată sunt sau de obosită, că de multe ori, eu acum, de exemplu, anul ăsta școlar, pe ultima 100 de metri m-a contactat o directoare și am fost nevoită să preiau eu 2 grădinițe. Eu deja nu mai făceam aici, asta. Aici, în București sau nu, tot în Constanța? Da, doar acolo unde desfășor activitatea momentan. Profesorii mei erau full-time și am zis, hai să vedem, să încerc să o ajut. Așa că joia și vinerea sunt la Constanța și am la 2 grădinițe de desfășor activitatea. De multe ori a fost nevoie să mă trezesc la 5 dimineața joia, ca la ora 9 să pot să fac activitatea acolo. Foarte, foarte obositor, dar... Când ajungeam acolo și vedeam cât de mult se bucură și îmi spuneau că le-a fost dor de mine, că mă iubesc și mă strângeau în brațe și mă pupau și mă chemau la ziua lor de naștere și să-mi dea cadouri și îmi dădeau hârtiuțe desenate de ei cu mine și cu ei, ne ținem de mână, wow, uitam de tot ce înseamnă oboseală și nu mai conta nimic altceva. E o satisfacție foarte mare și asta chiar n-aș dau pentru nimic în lume. Dar îți încarci bateriile și pentru București. Ce da, faci dacă clar. După emisiune 10 grădinițe sună? Doamnă, vă vrem la noi cu programul dumneavoastră. Nu știu dacă aș putea să fac chiar la 10 grădinițe, chiar dacă aș avea fiecare zi liberă de luni până vineri. Nu, vor fi 11, îți spun. Reușesc să găsesc profesori și pun accent foarte mult pe partea de profesionalism a lor. Pe partea de limbă străină, să fie oameni serioși și să iubească copiii, asta e foarte important. Da, se vede atunci da. Când lucrezi cu copiii, dacă faci asta doar pentru bani, de obligație sau o faci de plăcere. Și așa mi-am ales profesorii, să o facă de plăcere, să fie încântați, să se întâlnească cu copiii. Dacă nu se creează legătura aceea de iubire și de plăcere de a face cursul, copiii refuză. Da, și sancționează din start. Mai ales că este un opțional, adică în orice moment copiii pot spune eu nu mai vreau. Da, și... da, și n-are nimeni ce da, să le spună. Părintele îl retrage de la opțional, n-are ce să facă. Ai fost și mediator? Teoretic încă sunt. Am făcut cursul în 2014. Deci te găsim pe tablou mediatorilor. Mă găsiți încă, da. În 2014 am făcut cursul, în 2015 m-am acreditat, am toate actele în regulă, doar că niciodată n-am profesat. De ce? Lipsa timpului. E comunicare până lipsa la urmă. Timpului. Trebuia să-mi fac un birou. Persoana cu care am făcut cursul mi-a pus la dispoziție biroul dumneai, mi-a zis că dacă am remediere, dacă am nevoie, pot să folosesc fără niciun fel de problemă, doar că n-am avut timp. Trebuia să-mi fac reclamă, am făcut semnul o pagină de Facebook, dar am renunțat la ea, era mult prea greu să moderez atâtea pagini. Încă mă duc la cursuri anuale, încă am ștampila acolo pe legitimație, doar că dându-mi seama că din 2015 până acum nu am făcut și nici nu știu ce perspectivă ar fi pentru mine în viitorul apropiat, să spun, chiar mă gândeam că anul acesta să fie ultimul an în care mă mai duc la cursuri și cred că o să mă retrag din treaba asta, pentru că e și o cheltuială și atât timp cât ceea ce fac îmi place foarte mult și deja mă ocupă aproape tot timpul. Nu, și este totuși o meserie și în general oricare dintre domeniile juridice necesită 100% atenție. Clar, trebuie pentru că să se știm. Schimbă legislația. Eu o să știi că asta m-a surprins pe mine la început. Nu știam ce presupune să fii mediator. Am zis, ok, trebuie să fi făcut vreo facultate de drept sau să știi ceva noțiuni juridice, zic, nu-i pentru mine. De fapt, nu e chiar așa. Mediatorul este doar un foarte
foarte bun vorbăreț, este un negociator, să spun așa, nu trebuie să știi nimic juridic, practic trebuie să-i aduci pe cei doi la un numitor comun. Fiecare cu sigur, ce... pornind totuși de la baza juridică, că da, dacă evident este un divorț, că contractele este... sunt, trebuie să ai habar, nu trebuie să fii chiar pe lângă, dar în principiu nu trebuie să știi legi concrete. Dacă oamenii se înțeleg, se semnează contractul, acordul de mediere, dintre cei se doi, duce da. În instanță, dacă judecătorul acceptă foarte bine, poate fi și respins acest acord de mediere, dar în principiu mediatorul vorbește mult. Ți-ai ales totuși meserii feminine, care să pună în valoare feminitatea. Nu m-am gândit la asta niciodată. M-am gândit eu că sunt moderator acum. Nu știu dacă așa a fost să fie sau chiar m-am dus în direcția asta, dar e adevărat că în construcție nu m-aș vedea. Așa că, da, adică probabil. Chiar dacă conduci un business și îl conduci cu succes, totuși partea de muzică, partea de comunicare, de televiziune, cumva arată latura ta feminină. Ți-a fost greu să o menții? Latura feminină? Da, da. Nu. Sigur că ea este nativă, dar trăim într-o societate în care trebuie să mai pui și mușchi pe tine și să dai din coate. Îți spun sincer că sunt genul de om care preferă să facă el treaba pe ideea ce faci tu cu mâna ta, faci foarte bine, nu lăsa pe altul. Și de multe ori, da, m-am confruntat cu situația asta să doresc să fac eu totul și să zic, a, pot și aia, și aia, și aia, să schimb un bec, să schimb și, nu știu, dacă fac pană la mașină, să-mi schimb și roata, adică m-am băgat în toate lucrurile. Dar ar trebui totuși să fie niște limite, părerea mea, femeile să-și facă treaba lor și bărbații să aibă și un rol, că până la urmă, dacă acapărăm și treaba lor, ei ce mai fac? Da, 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 da. Să învățăm să primim și flori, da. Nu numai să schimbăm becuri de în casă. Care e partea cu voluntariatul? Ce presupune? Sincer zic că nu am mai avut ocazie să fac asta. Da, povestește-ne puțin din ce a fost, pentru că totuși e un club al exploratorilor. Da, asta se întâmpla pe vremea când eram foarte mică. Pe parcursul timpului am încercat pe cât posibil să mai dau o mână de ajutor. Lipsa timpului nu mi-a permis asta, dar să știi că îmi doream, acum că sar de la una alta, dar revin la ce m-ai întrebat. Îmi doream foarte mult, am avut invitat în emisiunea mea un băiat care colaborează cu ADRA. A fost în Irak să dea primul ajutor, am văzut mai mulți tineri care se implică în acest proiect de la ADRA și chiar mă gândeam să mă înscriu și eu mi-aș dori ca câteva săptămâni, o lună să plec și să pot să mă pun la dispoziția oamenilor. Revenind la partea când eram micuță, ce făceam atunci? Păi, mergeam în curțile oamenilor, eu nu tăiam lemne, băieții tăiau lemne, făceam curățenie, adunam pe acolo, vopseam garduri. În principiu, oamenii în vârstă care nu mai puteau să facă anumite lucruri, știu, făceam cumpărături, de cele mai multe ori noi ne duceam cu sacoși la oamenii în vârstă, știu, cu portocale, cu necesarul, uște, da. Ulei, făină, mălai, chestii de genul acesta. Cam asta a fost activitatea, eram coordonați de cineva, fiind copilași și asta făceam cât puteam pentru vârsta noastră. Invitata mea din săptămânile trecute, doamna Gabriela Vlășceanu, chiar ne spunea de o inițiativă a grădinii botanice. Poți să înfiezi o parcelă și să ai grijă de ea, fie personal, fie prin instituția în care lucrezi, tot un soi de voluntariat. Asta tot în slujba noastră a tuturor, că da. Mai face bine o ieșire. Uite că asta e un lucru fain de tot. Cunoști oameni cu ocazia televiziunii și a faptului exact. Că ești moderator, cunoști oameni deosebiți. Invitații pe care am avut în emisiune în mai multe ocazii, pe partea asta de voluntariat și pe partea de, uite, am avut chiar recent pe cineva, lucrează la organizație România, Alianța România Fără Orfani. Și ce mi-a povestit, ce se întâmplă prin orfelinate și cât de mic ar putea să fie efortul din partea noastră pentru a-i ajuta, mai ales pe copilași, pentru da, a-i scăpa da. Cumva, să încercăm cel puțin să-i scăpăm de traumele acestea ale abandonului. Și asta m-a motivat. Zic, ok, poate ar fi și în direcția asta, aici aproape. Adică de ce să mă duc, eu știu, prin Irak sau nu știu pe unde, când pot să ajut aici la mine în oraș. Mi-am propus asta și chiar mă gândeam cu programul educațional pe care l-am, că aș putea să mă organizez odată la ceva timp într-un spațiu unde sunt copilași care, clar, nu au cum să aibă acces la așa cursuri,
de ce nu să încerc să fac asta cu ei? Cu mare drag spunem și te însoțesc. Când super, mă bucur. Nu știu cât mult o să cânt, eu o să-mi pun un nas roșu și îi fac să râd. Se rezolvă și așa. Dar cred că merită, pentru că, din păcate, ne aducem aminte de sărbători sau... foarte rar că există și sufletelele care au nevoie. În perioada Crăciunului, într-adevăr, sunt toți luați cu asalt și da, casele dar de bătrâni. Da, dar viață și în afara Crăciunului. Să știi, da, că să te duci la ei cu niște fructe și hăinuțe, da, sunt utile, exact. Sunt bune, dar au nevoie tot timpul și cred că cel mai important pentru ei este partea emoțională. Acolo trebuie să lucrezi, să le oferi atenție, să le oferi dragoste, să le oferi... încredere în ei, pentru exact. Că oricum se văd părăsit și... Exact. Asta cred că ar avea un impact mult mai mare și mult mai important decât să te duci cu o sacoșă. Și cine știe, poate descoperim noi talente. Da. Printre ei. Exact. Și cu siguranță sunt oameni care, ca și noi când eram mici, se uită la televizor și și-au dorit și ei să fie, să vorbească, să se joace în alte medii. Exact, exact. Cunosc o fată care a fost la mine în emisiune, bolnavă de lupus, a luat o fetiță, o crește și face tot felul de activități, face cursuri de teatru cu niște copii de la Mia's Children, parcă, face cursuri de teatru cu ei și organizează spectacole. Biletele pe care ei le încasează, banii pe care îi încasează pe bilete, îi folosește pentru a-i plimba pe copii, îi duce la munte, la mare, să vadă da, și ei cum da, este. Da, nu da. Doar între patru pereți unde stau ei și zi de zi își da, petrec pentru timpul. Că cu siguranță sunt unii dintre ei care ajung maturi și n-au văzut niciodată marea exact, sau muntele. Exact. Dacă nu au avut cine să-i ducă. Tu cum călătorești și unde? Îți place? Wow, ai atins un subiect sensibil aici. Sunt un călător. Sunt bine, în adevăratul sens al cuvântului. După drumul București-Constanța, pe care vrând nevrând trebuie să-l faci. Da, am făcut 60.000 de kilometri cu mașina într-un an jumate, deci e clar. Constanța-București și-a pus accentul săptămânal. Stai să mă gândesc, cred că aveam 13 ani. Chiar din acel an, când am împlinit 13 ani, părinții mei m-au lăsat în grija profesoarei de limba engleză, de limba franceză de la noi, de la școală, cu un alt grup de copii adunați de prin liceu și am plecat în tur al Franței. La vârsta aia nu realizeam ce înseamnă să pleci din țară. Știu că am avut nevoie de viză, Schengen, era o chestie. Încă nu da, erau... Da, erau mai restrictive atunci când era vorba să circulăm în afara granițelor și anul acela am dat startul. După aceea, în fiecare an, părinții mei m-au trimis în străinătate. Dacă nu, o săptămână, măcar trei zile, să plec, să văd, să cunosc. Pe sistemul de tabere, cum da. Există acum? Cumva, erau excursii, nu era chiar tabere, erau excursii organizate de profesoarele de limba franceză, două profesoare de limba franceză de la noi din liceu și încercau să strângă copii din toate clasele, cumva nu chiar mici, adică 1-4 clar da, nu erau da, incluși. Da, poate da. Ajuta singuri. Să nu fie prea mici, că evident necesită atenție mai mare din partea cadrelor didactice. An de an am fost, am continuat tradiția și după ce n-am mai fost sub umbrela părinților, să zic așa. Am organizat în fiecare an cel puțin o ieșire la mare, în Turcia în special, Grecia, peste tot. Și acum de când am descoperit Ryanair, îți zic sincer, anul trecut cred că am ieșit de 6 ori din țară și am zis că am deci trecut un orice record. Deci ești un vânător de oferte, da. De anunțuri. Gândește-te că am mers cu 10 euro la Berlin, am mers cu 20 de euro în Atena, drum dus întors cu avionul. Adică atunci când vezi oferte de astea, n-ai cum să le refuzi. Deci se merită. Adică oricine merită, ar avea posibilitatea și nu este frică, nu știu, să zboare, să meargă pe apă, să meargă pe autocar, da, că toți avem fobiile noastre, ar merita să vadă. Călătorile sunt importante. Sunt într-adevăr importante. E așa un declic de la rutina zilnică. Și mai ales satisfacția că faci cu bani puțin treaba asta. Da, și cazările de obicei când merg, eu nu mă duc la hotel de 3 stele, de 4 stele, 5 stele, nici atât, mă duc la hostel. Păi, oricum stai mai mult mai afară. Mai ales mergem în gașcă și, exact, mergem în gașcă, dormim toți în aceeași cameră, că ne cunoaștem de când lumea și pământul. Și de ce nu? De ce să cheltuim bani pe cazare când putem să cheltuim bani să vedem, nu știu, anumite muzee, anumite exact. Obiective turistice, să ne plimbăm mai mult? Da, banii direcționăm da, în partea nu, cealaltă. Confortul l-ai mai mult acasă,
când te întorci decât când pleci într-o călătorie, exact. Când stai, contează să ai încălțări bune. Uite, s-a întâmplat să plecăm la Roma 24 de ore. Am plecat dimineață și ne-am întors a doua zi dimineață. Peste noapte, evident că nu ne-am mai luat cazare. Am zis, lasă că pentru o noapte acum... Și am fost surprinși să constatăm că după ora 11 noaptea nu mai e nimic deschis, nici gara, nici aeroportul, nimic în Roma. Am stat într-un McDonald's și a trebuit să comandăm în continuu pentru că te dădea afară bodyguardul dacă tu stăteai la masă doar așa. Și era destul de frig în seara aia, țin minte că era prin octombrie. Foarte, foarte palpitant a fost. Astea sunt experiențe de viață care rămân și ca amintiri frumoase și exact. Știi data viitoare. Exact. Când te mai duci la Roma, ții și cazare. Exact, dar bine, de preferat să stăm mai multe zile. Hai să ne întoarcem puțin la jurnalism. Spune. Cum te gândești, cum îți vezi tu emisiunea ideală? Emisiunea ideală. Ceea ce fac acum pentru mine este ideal. Este adevărat că am de învățat și de la cei cu care mă întâlnesc și de la mine, urmărindu-mă, să fiu din ce în ce mai bună. Emisiunea mea preferată, acum zic așa, din cele două pe care le moderez, este Răspunde Biblia. Este o emisiune de suflet pentru mine, mai ales când știu mesajul pe care îl transmitem oamenilor și cred că asta pentru mine ar putea fi considerată o emisiune ideală. Și te vezi pe mai departe lucrând tot așa, pe acest traseu. Momentan, da. Asta îmi place, mi-aduce satisfacție și asta mă văd făcând. Acum vedem cât va mai ține treaba asta sau depinde ce oportunități mai se ivesc pe parcurs. Dacă ar fi, să zicem, să trebuiască să alegi dintr-o multitudine de invitați, așa. Pe cine ai vrea să intervievezi? Aoleu, este destul de complicat. Da, toți avem actori, jurnaliștii pe care ne dorim să avem minutul de aur cu ei. Da, uite, îl am în vizor pe Dan Puric și am și numărul lui de telefon. Îmi plănuiesc să-l chem, dar vreau să fiu pregătită înainte de interviul cu el, așa că am cumpărat un braț de cărți, vreau să citesc cât mai multe din cărțile lui. Și el ar fi primul pe care l-am acum în vedere așa. Acum, ce să zic, mă gândeam și la cei care lucrau în televiziune, la jurnaliștii adevărați, grei, de care lumea a uitat, că sunt deja în vârstă și și mă gândeam să încerc să resuscitez puțin și partea asta, să mă documentez în direcția oamenilor de valoare care au intrat într-un cont de umbră, să spun. Dar alte nume n-aș vrea să dezvolui. Vreau să fie o surpriză. Da, că ți-asumi riscuri cu inteligență. Așa ai zis și atunci gata. Da. Nu devoalăm mai mult decât e cazul. Cum faci să te întreții atât de bine? Oh, mă întrețin atât de bine? Nu. Din contră, chiar fac eforturi pentru că nu reușesc să dorm suficient, cu toate că îmi propun în fiecare noapte să dorm câte 8 ore. Nu reușesc să fac sport suficient, sunt ori la volanul mașinii, ori undeva static la un birou. Și eu îmi bat gura de pomană aici că zic tot timpul de nutriție, de sport, că trebuie să fie. Da, și mănânc și haotic și asta. Trebuie să fac o revoluție din punctul ăsta de vedere al stilului de viață. Ce să zic, genetic? Cred că aș putea să spun deocamdată. Fac eforturi momentan așa din punct de vedere al planului. Îmi doresc ceva mai bun pentru stilul de viață, dar nu reușesc să aplic. Sper să se întâmple asta. Sigur, e început de an. Toată lumea acum, da, cu ținte, acum cu se fac abonamente la sală, cu toate. Spune-mi, te rog frumos, dacă ar fi acum să fii în fața unei clase și să le predai ce trebuie să facă la jurnalism? Wow! Nu știu dacă aș fi chiar în măsură să predau. Adică deja ai o experiență și de educație și de formare profesională. Cred că, povestindu-le experiența mea, cursul pe care l-am avut, asta mă gândesc că i-ar motiva. Jurnalismul se face în primul rând din pasiune. Nu poți să faci asta doar pentru că știi că cu tare are un salariu de nu știu câte mii de euro și vrei și tu să faci asta pentru că o să te îmbogățești. Nu, deja clar e... Nu. Asta nu e meseria aleasă. Sau mai e varianta să nu te apuci să te gândești că dacă intri în jurnalist, să zic, într-o televiziune... O să fii vedetă.
Și faci asta doar ca atunci când mergi pe stradă, lumea să facă poze cu tine și să, uite-l pe X care a făcut. Și da, un... da. Nu, de obicei treburile astea sunt superficiale. Și vedetismul și partea financiară. Trebuie să o faci și cu trec, toată inima. Așa, da, de clar repede. Trec, la fel cum pornesc așa, se uită lumea de tine imediat. Trebuie să fii un om consecvent, să fii un om serios, trebuie să câștigi credibilitate, clar. Și astea sunt niște elemente pe care trebuie să le ai în vedere atunci când îți dorești să faci lucrul ăsta. Și dacă crezi că pe termen lung poți să ții pasul și să ai nopți nedormite, să ai stresul deadline-ului sau, eu știu, în cazul în care ești reporter, am avut o invitată pe Carmen Avram și ce povestea, că s-a dus și practic și-a pus viața în pericol. De ce? Pentru niște informații pe care să le transmită oamenilor care urmăresc o anumită televiziune. Trebuie să fii conștient de niște riscuri. Sunt jurnaliști, reporteri care s-au dus la fața locului un accident, de exemplu, și știm că au murit acolo. Da. A fost o explozie sau ceva s-a întâmplat și au pus viața în pericol și chiar au încetat din viață. Adică trebuie să fii conștient de anumite riscuri și dacă nu faci asta cu pasiune, nu reziști, clar. Bine, e adevărat că riscuri până la urmă poți să ai în absolut Este orice. Adevărat, dar te pui cumva în linia întâi de bătaie, să da, spun. Da. Și cumva trebuie să ai și acea verticalitate totuși în fața oamenilor, pe care nu trebuie să uiți niciodată să o păstrezi, pentru că până la urmă ești un formator de opinie. Exact, și să încerci pe cât posibil să faci ceea ce spui. Că e foarte ușor să spui lucruri la nivel teoretic și tu de fapt să faci. Da, altceva. Să fie o discrepanță maximă, exact, între ceea ce arăți și ceea ce ești în fapt. Exact. Cât de mult te-au ajutat limbile străine? Inclusiv business-ul tău e axat pe partea de engleză, pe care tu ai învățat-o, înțeleg, totuși singură. Cumva singură. Părinții și-au dorit, de fapt ca orice părinte, și-au dorit cel mai bun, ce e cel mai bun pentru mine. Și la grădință m-au înscris la singura grădință privată din Constanța, când aveam, cred, 3 ani, cu predare în limba engleză, exclusiv în limba engleză. După primul an de grădiniță... Și nu știai nimic când ai intrat. Nimic, doar că nu ne ajutau deloc. Vorbeau cu noi doar în engleză. Am amintiri așa, fracțiuni, deci clar nu mi-amintesc concret, dar știu la serbări, pentru că au fost niște momente care m-au marcat, nu știu, de emoții sau diverse motive. La serbări, țin minte, țineam serbarea în limba engleză. Și de la an la an s-a văzut. Pentru mine a fost foarte important faptul că am făcut această limbă străină. Îmi doream în facultate, în a doua facultate, am făcut un an de zile germană, mi-a plăcut foarte mult, dar ar fi trebuit să sunt fac separat. Totuși, ar fi trebuit da. Să iau cursuri separat și nu am mai avut timp pentru asta. Dar este importantă o limbă străină. Mă uit la oameni care se duc și lucrează în străinătate în Anglia și habar n-au de limba engleză. Nu pot să nu știu o limbă străină. E o chestiune, nu știu, minimă, nu, ca și, nu știu, mă gândesc și ca turist. Exact. Mergi, trebuie să știi să zici două vorbe, cum te înțelegi. Pe o stradă, vrei să mănânci ceva. Pentru tine ca persoană e bine, din punct de vedere profesional, iar este bine. Am avut interviu cu cineva care vorbea doar în engleză. Să stau să bat pe umăr pe altcineva, să-l solicit să vină să-mi traducă, nu, e da, neplăcut. Da. Trebuie să te descurci în viață și pentru asta înseamnă să știi cât mai mult. Asta presupune și cunoștințe generale, cât și cel puțin o limbă străină, engleză de Începem preferat. Începem să devenim așa one woman show, ca să nu zicem man. Da, da. Loredana, îți mulțumesc. Deci am reținut așa, trebuie să faci ceea ce spui. Exact. Trebuie să-ți placă, în primul și în primul rând, să urmezi să pui pasiune în tot ceea ce faci, să știi o limbă străină, să-ți placă să călătorești și multe, multe pe care mie mi-a făcut mare plăcere să le arăt și privitorilor noștri astăzi, pentru că trebuie să-l recunoască pe omul acela care vine, el și pune întrebări și e rece și încearcă să fie cât se poate de obiectiv, că există un suflet în spatele și imagine. Da, înainte de emisiune tot timpul bate inima mai tare și tot timpul vocea primele 2-3 secunde tremură puțin, nu ai cum, ești indiferent, ești poate om. Să fie a 1000-a emisiune. Așa este, depinde și de omul pe care l-ai în față, dacă e cineva pe care îl respecti, îl apreciezi foarte mult, clar emoțiile sunt la alt nivel. Ești uman, n-ai cum să fii altfel. Nu poți să fii rece și statuie. Exact. Îți mulțumesc la cât mai multe emisiuni cu mare drag.
Indiferent ceea ce faci, nu uita să pui aceeași pasiune pe care ne-o transmiți și nouă de fiecare dată. Promit asta aici oficial, spun. Perfect. Smart Life îți mulțumește. Iar dumneavoastră, dragii mei, până data viitoare, nu uitați, luați din absolut orice tot ceea ce vă este bine și de folos și nu uitați să fiți victorioși. La revedere!